La începutul lunii iulie a intrat în vigoare noul calendar național de vaccinări obligatorii. Vaccinarea copiilor se desfășoară lunar între 20 și 30 ale fiecărei luni pentru copiii care au vârsta potrivită și care sunt catagrafiați de către medicii de familie care îi iau pe liste sau în teritoriul arondat. Noutățile legate de programul național de imunizări, care au apărut de la data de 1 iunie 2012, se referă în primul rând la vaccinurile utilizate și nu la bolile împotriva cărora se vaccinează. Astfel, copiii de 2 și 6 luni, care primeau până acum două vaccinuri, deci două înțepături, de la 1 iunie vor fi imunizați printr-un singur vaccin, hexavalent. Unele dintre imunizări făcute în perioada primului an de viață nu sunt suficiente pentru protecția copilului în anii de școală. O altă noutate, o altă schimbare legată de derularea campaniilor de vaccinare este aceea că elevii din școli, începând cu noul an școlar, nu vor mai fi vaccinați prin cabinetele medicilor școlari, ci prin cabinetele medicilor de familie. Toate vaccinurile sunt achiziționate centralizat de Ministerul Sănătății și sunt repartizate direcțiilor de sănătate publică în funcție de necesarul comunicat de acestea. De aici, vaccinurile sunt repartizate medicilor de familie din județ conform solicitărilor acestora. Toate produsele sunt monodoză, adică o doză pentru fiecare copil, ceea ce facilitează recuperarea restanțierilor chiar și în afara perioadei de campanie lunară.